În doar 9 zile, inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au verificat peste 100 de restaurante, magazine și zeci de fast food-uri și laboratoare de cofetărie. În urma controalelor au descoperit mai mulți comercianți care vindeau produse alimentare în spații neaprobate sanitar-veterinar, dar și care erau în prag de expirare. Pentru abaterile de la lege s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.600 de lei și s-au dat 5 avertismente. Mai mult au fost confiscate peste 6 tone de carne, 2 tone de lactate, peste 1 tonă și jumătate de pește și aproximativ 80 de kilograme de ouă. Toate produsele au fost distruse prin incinerare.